Indice Euribor la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut cu 0,01 puncte procentuale până la 3,08%, aceasta fiind cea mai scăzută valoare înregistrată în ultimele 6 luni, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Indicele Euribor la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut joi 6 decembrie cu 0,01 puncte procentuale până la 3,08% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Conform datelor BNR, la începutul acestui an, Euribor la 3 luni se situa la 2,05%. În perioada similară a anului trecut, respectiv 6 decembrie 2017, indicele era la 2,18% pe an. În ceea ce privește indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, acesta a urcat la 3,38% pe an. Euribor la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a consemnat o scădere ușoară până la 3,44% pe an, iar indicele Euribor la 12 luni a stagnat la 3,54% pe an.